scenariu sumbru pentru Muguriță Rescu după audierea din Parlament, urmează revocarea sau demisia. Avocatul Gheorghe Piperea împretăiete scenariul lui Ion Cristoiu, care a spus ce zilele lui Muguriță Rescu în fruntea BNR sunt numărate. Piperea face trimitere la episodul de ieri din Parlament. I susține, într-o postare pe Facebook, ce senatorii PSD i-au întors spatele lui Izrescu. Urmează revocarea sau demisia, pentru evitarea neplăcerii unui rechizitoriu în Parlament, susține Piperea. Aseara, la TV, Ion Cristoiu a spus că BNR s-a transformat în opoziție politică la PSD SICA, de aceea, zilele guvernatorului în fruntea BNR sunt numărate. Adevărul este că ieri, la Comisia Economică a Senatului, unde a venit întreg aliotmanul de la BNR, au fost prezenți trei senatori, niciunul de la PSD. Practic, senatorii PSD au întors spatele lui Izrescu și întregului său ca. Mai mult chiar, Dragnea a batut sau a s-a priceapa iapa, ieri ca Izrescu a avut stabilitate timp de 26 de ani, în realitate, sunt 28, suficienti pentru a sti cum s-a tina infrau inflatia. Suficienti, pur și simplu. Urmează revocarea, sau demisia, pentru evitarea neplăcerii unui rechizitoriu în Parlament. Între timp, PNL s-a transformat în sucursala a BNR, nota mea. Atâta poate sub actuala conducere și cu libertarienii pe care s-i-a atras drept consilieri. În afara de susținerea nenuantată a DNA, SRI și BNR, instituții ale statului roman care țin loc de ideologie și chiar fac jocurile politice în dispretul electoratului, la PNL nu mai este nimic. Fara linie politică și fara coloana vertebrală, PNL se va dezintegra odată cu finalul profesional al actualilor șefi ai instituțiilor de forta, control și supraveghere. Suntem în 2018, totuși. E timpul să ne trezim de sub efectul de tunel cauzat de cei 28 de ani de mandat al guvernatorului, scrie Piperea pe Facebook.